Azi pomenim pe Sfântul Mare Mucenic Artemie, dar și pe cuviosul Gerasim cel Nou. Gerasim s-a născut în satul Tricala din Peloponez. În primii ani ai maturității s-a călugărit pe insula Zakynthos, după care a plecat la muntele Athos, unde a devenit schimonah, studiind împreună cu pusnicii de pe Sfântul Munte. Călugărul a fost hirotonit diacon și apoi preot de către Patriarhul German al Ierusalimului. Sfântul Gerasim a continuat să trăiască viață sfântă. Pentru singurătate s-a retras la Iordan, unde a petrecut 40 de zile fără întrerupere. Binecuvântat de Patriarh, pentru o viață solitară, Sfântul Gerasim s-a retras în singurătatea din Zakynthos, unde s-a hrănit numai cu ierburi. După 5 ani, a simțit dorința de a pleca pe insula Kefalonia, unde și-a găsit adăpost într-o peșteră. Sfântul a restaurat biserica din Omala și a construit o mănăstire de măicuțe unde a trăit, a muncit și a privegheat neîntrerupt timp de 30 de ani. Pentru viața lui sfântă, Gerasim s-a învrednicit de darul vindecării bolnavilor și a izgonirii duhurilor necurate. La vârsta de 71 de ani, sfântul a știut că va muri curând. După ce l-a binecuvântat pe măicuțe, a adormit cu pace întru Domnul în 15 august 1579. După 2 ani, deschizându-i se mormântul, s-au descoperit moaștele sale întregi și frumos mirositoare, vindecătoare de boli. În ziua de 20 octombrie se prăznuiește dezvelirea moaștelor sfântului în anul 1581. În această perioadă, ciobanii pândesc noaptea unde dorm oile și dacă dimineața se va scula întâi o oaie albă și va pleca în jos, spre sud, iarna va fi grea. Dacă se va scula o oaie neagră și va pleca în sus, iarna va fi ușoară.